să vă așteptăm în spațiul de lansări, începând de acum, cu primul eveniment dedicat cărții Lucia Amboia, până spre seară, după ora 7, cred că vom încheia. Sper să, ca programul nostru să vă bucure și la această ediție a Bookfest-ului. Vorbim despre cum am început prin comunism, primul spirit de dat. Este prima carte a istoricului, prima carte de memorie a istoricului Lucian Boia. L-am invitat și mulțumesc că a acceptat să participe la Bookfest într-un dialog cu Ioan Stanomir, profesor la Universitatea București, în Facultatea de Științe Politice. Aceasta este o carte pe care veți descoperi o carte plină de candoare. Începe cu primii ani din viața lui Lucian Boia. Va lămuri multe din lucrurile care au circulat în spațiu public despre originile sale. Dacă îmi permiteți și dacă îmi permiteți și zgomotul de la Bookfest, am să încerc să vă citesc câteva rânduri înainte să-i dau microfonul lui Ioan Stanomir. Se naște așadar în 1944, în iarna, într-o familie de intelectuali, în cartierul Cotroceni, se naște acasă, într-o casă în care, spune Lucian Boia, bunicii mei s-au mutat prin 1932, cu chirie, nu ca proprietar. Să-și facă o casă era ultimul lor bun. Proprietar putea fusese Steinbach, administratorul casei regale, acum era fica acestuia. Vila arăta binișor, retrasă de la stradă, cu o curte mare în față și împărțită în trei apartamente, parter, etaj și mansardă. Ai mei ocupau parterul, 4 sau 5 camere, exact ce trebuia unei familii cu 4 membri. Bunicul meu, Corneliu Morandini, bunica mea Francesca și cele două fete ale lor. Fulvia, născută în 1920 și Lidia în 1922. Fulvia e mama mea, un nume destul de rar. Era mai frecvent în Roma antică și îl mai poartă încă azi câte italiancă și mai rar câte româncă din Ardeal cu părinți din curentul inactivizat al școlii Ardelene. Când i-am spus cândva unei doamne că am pe jumătate rădăcini ardelenești, care a răspuns că bănuia că așa stau lucrurile. Cum? De unde? Mi-am dat seama imediat când am aflat că pe mama dumneavoastră cheamă Fulvia, spune ea. Un asemenea nume nu putea să fie decât ardelean. N-am vrut să-i stric plăcerea, pentru că nu i-am mai explicat că pe mama o chema Fulvia din motive italienești și nici de cum ardelenești. Ceea ce, cum vom vedea îndată, nu mă împiedică să am totuși 50% sânge ardelenesc, însă din alte surse. Eu mă opresc aici, am citit acest fragment, tocmai pentru a crea un cadru, o ramă în familie, pentru portretul familiei Lucian Boia. Vine dinspre Italia, partea de nord, pe jumătate este, veți vedea, dintr-o familie italiană.